Politic marți, 19 aprilie 2022, ora 12:21 de minute. Luminita Pirvu, Hot News, ro. Președintele Senatului, Florin Cețu, a comentat, marți, acuzațiile aduse de președintele PSD Marcel Ciolacu, privind achiziția de vaccinuri, în perioada în care a fost premier. Cețu a spus că putem să o anchetăm pe Ursula von der Leyen, să vedem ce a avut în cap când a făcut acest contract cu toată Uniunea Europeană. Florin Cițu captura Facebook. Fostul premier a explicat că programul de achiziție a dozelor de vaccin a fost decis în Uniunea Europeană, până în 2023. Nimeni nu a spus că nu trebuie făcute aceste achiziții, pentru că știe toată lumea că a fost un plan făcut de Ursula von der Leyen. E adevărat, putem să o anchetăm pe Ursula, să vedem ce a avut în cap când a făcut acest contract pentru toată Uniunea Europeană și a venit acest decont, a spus el. Liberalul mai spune că vede unde este legătura cu premierul când achizițiile au fost făcute de Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor. Putem să ne uităm la toate aceste contracte și să vedem dacă avea cineva interese acolo. Banii pe dozele de vaccin se duceau către Comisia Europeană și începem cu Ursula să o întrebăm pe ea cum a făcut contractele. Eu aș vrea să știu pentru români de ce iertăm 100 de milioane de lei când nu avem bani la buget de acum încolo. Avem un guvern care trebuie să ia decizii, vrea să meargă mai departe, nu vrea să meargă mai departe, a mai afirmat Cețu. Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat în urmă cu câteva zile că România a cumpărat peste 100 de milioane de doze de vaccin pentru 15 milioane de români. Ciolacu a acuzat la Antena 3 că fostul guvern a făcut un contract de 40 de milioane doze pentru anii 2022 și 2023, care nu au venit încă în România, iar costul acestora a fost de 730 de milioane de euro. Memorandumul ministrului Sănătății a fost contrasemnat de Dan Barna, vicepremierul cu atribuții pe sănătate și de ministrul de Finanțe și prim-ministru, a mai spus Ciolacu.